Bine informat, o resursă pentru clasa 8-a. Informat, sau mai exact, a fi informat, înseamnă a primi, a căuta, a găsi, a oferi, a ști informații. Informația poate fi sub formă de mesaje scrise, vorbite, digitale sau fizice. A fi bine informat depinde de trăsăturile de încredere ale sursei, ale celei care produce un mesaj sau transmite o informație, cum ar fi siguranță, intenție și corectitudine. O sursă de informație sau de informare poate fi o ființă, precum profesorul de la clasă, bunica ta sau chiar și o pisică, mai ales atunci când miaună de foame. Mai poate fi un grup de persoane, cum sunt cele de pe rețelele de socializare, grupuri de colegi sau grupurile de mass media. De asemenea, un obiect poate fi o sursă de informație sau de informare, cum ar fi o carte, o mască de protecție sau o mașină când la ea se aprind anumite becuri în bord. Iar în ultima vreme, cel mai adesea, informația provine de la o sursă digitală, precum un material video, o pagină de internet sau o poză. Pentru învățare, mai ales pentru aceea care se petrece în spațiul școlii, cele mai des întâlnite și recomandate surse de informare, care crezi că sunt? Corect! Profesorul de la clasă, grupul de colegi, manualele, cărțile și linkurile cu resurse educaționale. Pentru fiecare dintre aceste surse, notează în caiet câte un exemplu concret, cum ar fi numele unui profesor, numele a doi colegi de la care te informezi, numele unui obiect și a unei surse digitale care te ajută în învățare. Iar pe verticală, notează cele trei calități, după care poți verifica gradul de încredere al unei surse de informare. Cum ar fi? Siguranță, dacă informația poate fi verificată, de unde a pornit și cine este autorul ei. Intenția, dacă informația influențează pozitiv sau manipulează. Precum și corectitudinea, dacă informația transmisă este adevărată sau nu. În acest tabel, bifează pentru fiecare exemplu de sursă de informare dacă ele respectă sau nu aceste criterii de încredere. Vei putea vedea dacă sursele alese de tine sunt de încredere pentru învățare. Astfel, a fi bine informat începe cu a avea surse de informare de încredere, acesta fiind și primul pas către a fi puternic informat.